Vă salut! În lipsă de lucrări cu motocultorul sau ce mai avem noi pe acolo, m-am hotărât să facem și niște video cu interioare. Bineînțeles că sunt începător, nu am experiență în interioare, dar am hotărât să fac eu singur apartamentul pentru că mi se pare mâna de lucru foarte scumpă. În mare, cam asta am reușit să fac. O să pun o poză imediat cum să vă arăt cum arăta apartamentul înainte de m-am apucat de el, chiar acum. Bun, ați văzut-o. Și lucrările au fost, am dat jos tot până la placă. Toată aveam un fel de, nici știu cum să-i zic, în fine, un fel de var de la stins, cum era înainte. Apoi am tras o mână de gle cu plasă, o mână de gle de nivelare și o mână de finisare cu trafalete. Chiar am făcut și un short. Am rașetat parchetul ăsta, am un șlefuitor de la Steyr. Steyr, doamne, Steyr e firma de m-a luat gura pe înainte, de la Steinhaus. Și balconul l-am de făcut, dar nu-l văd pe aici să-l arăt. O să-i fac un review mai târziu. Și pentru că am aici foarte multe și am deslipit și țeava aia de pe perete, țeava aia de la căldură, pentru că peretele ăla l-am hotărât, este perete de la Nord și eu n-am niciun vecin la Nord și am hotărât să scot țeava de la încălzire să mi-l izolez cu 5 pe interior, care 10 pe exterior. Am reșitat parchetul. Și îl fac pe jumătate, așa, puteți spune, la jumătate aici se cunoaște. Acum pun kitul. Eu nu am găsit kit de culoare asta și am hotărât să iau un... Am luat un pin și un stejar și le amestec câte puncte un de ăsta, câte un șpaclu de ăsta micuț, pe zona unde urmează să o chituiesc. Pun câte o vârf de șpaclu de la și de la, pentru că n-am găsit recipient și n-am chef să caut și să pun, puteam să amestec într-un recipient, dar aștept să le mai golesc un pic. Îmi pun pe zona unde vreau să o chituiesc și o chituiesc, apoi iar aici și aici. O să chituim, o să lăsăm 2-3 ore, dar nu rașetăm în seara asta, pentru că nu am timp în seara și aș vrea să dau tot din partea asta așa, să fac și în partea exact aici și mâine cred că rașetăm. O să încercăm să facem lucrările pe etape, sunt și eu începător, cei care vor să mă corecteze ca și dincolo ce am făcut până acum pe canal, să vină să mă corecteze, pentru că sunt conștient că greșesc. Nu mă consider profesionist. Vreau să zic că tot ce este în apartamentul ăsta, tot ce am făcut, este făcut de mâna mea. Rău, prost, este făcut de mâna mea. Adică sunt sigur că dacă ne uităm atent, o să vezi, să vă arăt eu greșelile pe care le-am făcut. De exemplu, la glaf acolo să vă arăt că nu l-am pus drept. Geamul l-am pus de, dar uitați, nu stă deschis, o să trebuie să umblu la balamale, cu toate că s-a scam cumpăna. Ia uite-l. E pus la cumpăna. Stai. Asta nu pricep eu. Uite, doar asta să fie că e puțin într-o parte. Dar e pus la cumpăna, să fie puțin într-o parte. Geam odată și mai am greșeli, o să vă le arăt pe parcurs. De exemplu, tavanul fals. Uitați, nu m-am apropiat foarte bine cu el, iar printre crăpăturile am venit cu silicon. Și l-am, bine, cum ar veni chituit, dar nu-i chit, e silicon și am tras un pic de silicon să acopăr, că am pus direct pe placă tavanul fals și el fiind foarte subțire, uite, alt defect. Să vă arăt acum, fiind foarte subțire, se vede din el. Ia uitați. Și o să încerc să fac cu șmecherie, poate să dau un pic de var subțire. Dacă nu, o să rămân așa. Asta e o greșeală foarte elementară din partea mea. Gletul, vă dați seama că nu-i tras chiar la necher, mai că nu-i tras cum îl trage un meseriaș. Aici am pus și un mic video, nu ce dracu, mi-a fisurat un pic polistrenul, dar l-am reparat și am finisat. O să luăm lucrările cu etapă cu etapă. Îmi pare rău că nu am luat de la început, cu pusul ușii, cu pusul geamului, cu rascetat, cu așa prost cum le fac. Nu le fac prost, dar nu le fac ca o meseriaș. Și eu consider că nu le fac ca o meseriaș, pentru că nu-mi ies așa cum aș dori eu să-mi iasă. Nu am încă mâna dată,
dar măcar să știm etapele. Eu încă trebuie să primesc, că și mie mi-am prins bine niște vloguri pe YouTube în care mi erau explicate etapele. O să facem etapă cu etapă, pereții o să facem alb, 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 iar o să fie gri și la momentan o să mă ocup de parchet, o să tragem 2-3 cadre și la parchet să vă arăt cum se chituiește. Asta e metoda mea pe care fac. Deci în primă instanță am dat cu aspiratorul, cu aspiratorul de acolo, până la jumătate, apoi am spălat, am lăsat să se usuce și acum îl chituim. Eu îl chituiesc cu șpaclu pentru că mala de gletieră mi se pare foarte dificil. Cum am zis, eu nu am găsit culoarea asta și mi-a fost teamă să încerc. Eu îmi amestec pe porțiuni, știu că nu se face așa, se amestecă într-un recipient și se face, dar eu îl fac în stilul meu. Important e să înțelegem manevra de chituire. Eu o să-l amestec pentru că sunt două nuanțe, stejar și pin. Stejarul era prea deschis, pinul era prea închis și am zis să le combin, să le... Mai era parcă nuc, dacă mi-aduc eu bine minte, era foarte închis nucul ăla. Și acum trebuie să fie puțin deschis. Dacă m-am păcălit, asta e. Este prima oară când fac și chituire, și rașetare, gletuire am mai făcut. Dar ceea ce privește lucrările parchetului, sunt începător, deci eventualele greșeli vă rog să le iertați. Iar eu, uite așa vom începe. Stai să găsesc o poziție mai bună. Așa am văzut și eu, stânga-dreapta. Îmi puteam să-l ținem în spatele șpaclului, dar eu nu o să-l țin în spatele șpaclului. Parchetul meu nu este tocmai drept, mare, mici, cum să le spun eu, nici denivelări, pentru că din moment ce spui denivelări, te aștept să fie foarte, foarte prost. Nu este. Asta o porțiune în scârție. Am văzut la domnul Dobre, tot pe YouTube, că îi bagă niște rășină, dar eu momentan nu îi bag rășină. E important să-l tragem prin crăpăturile astea, că de asta și chituim. Să nu rămână crăpăturile astea de la rașchetat. Așa. Și face pe porțiuni. Iar mâine, cred că și în vlogul următor, o să vă arăt cum se rașchetează. Am un șlefuitor, cum v-am mai spus, de la Steinhaus. Fiind parchetul puțin denivelat, eu am rașchetat mai mult cu vârful, o să vă arăt eu, cu vârful benzii, ca să zic așa. Cam asta e chituirea. Nu știu cât s-a văzut. De obicei, ce că se lasă, astea sunt impuritățile, de obicei, ce că se lasă 2-3 ore să se usuce, dar uitați cum e pe aici, deja este uscat, uitați cum este de unul, nu mai este crăpătură, nu se mai văd, în colțul ăla nu pun pentru că acolo să vină plinta și în plus nu am găuri acolo, adică nu am crăpătură, uitați. Oricum o să vină plinta, am puțin de reparat și pe jos cu glet. Dacă o să repar, dacă nu, la fel o să vină în plin, dar eu mi-am estimat în mare. Acolo mi-a curs puțin de apă de la țeava aia, dar o să-l așteptăm. Cam asta este mare chituirea parchetului, destul de ușor, alături și voi. Important să astupăm crăpăturile și la urmă să-l așteptăm. O să revin cu rezultatul final ca să nu vă plictisesc cu toată manevra asta. Cam așa arată lucrarea finală. Dacă observați, în partea asta e mai puțin chei pentru că am început să prind șmecherea acum să-l trag. V-am zis, este pentru prima oară când fac așa ceva și sper că a ieșit bine. Vedem, o să-i cunoască la rașetat dacă am tras vinichitul.
Dar în mare par ok, uite acolo pe partea aia, la fin, la început, am lăsat cam orice și o să mă chinui un pic la așteptat. A rămas jumătatea asta de cameră, va trebui să mut toate materialele în partea altă. Asta știți că e apă, nu e bere. Era o măsură a mea pentru glet, ca să nu fac prea mult glet, că se întărea. Apropo, gletul meseriaș mi-am folosit. Și am uitat să menționez, chituitul am făcut cu... Chituia am făcut-o cu un chit pe bază de apă. Am mai rămas, l-am amestecat în aia mică, în aia tot la fel și colorat pe bază de apă. Unde scrie? Uite, ești produs pe bază de apă. Adică nu este, am văzut că este și praf și l-am amestecat tu cu apă, dar l-am luat direct așa. Îmi mai trebuie două cutii pentru jumătatea asta altă de cameră, sau cred că mare două cutii. Va trebui să iau două, dacă mi-am amintesc, eu pin de mai erau și cutii mai mici. Pin și stejar, la fel le amestec și... Și a trebuit să terminăm, să vedem cum vine mișcarea la rășcetat. Cam asta a fost cu vlogul de astăzi. Sper că a fost ceva constructiv și sper să altcineva să aibă de învățat de pe urma acestui video. Adică mie mi-a prins bine altele, poate prinde bine și asta cuiva. Nu este foarte greu. Eu am metoda mea de chituire. Am văzut că de obicei ceilalți fac chitul tot pe parchet îl fac, ca și cum mai face betonul, și încep să-l tragă cu o mală sau din ăla, un șpaclu de la mai mare. Dar eu mi-am făcut treaba și cu ăsta, nu are rost să cumpăr un șpaclu mai mare, pentru doar mai am camere de făcut, dar momentan mi-am făcut treaba cu ce am. Și v-am zis, pe parcurs o să vă arăt și defectele nefiind meseriaș, o să vă arăt și defectele pe care le-am lăsat în urma mea, pentru că nu a reușit să fac corect. De exemplu, un defect este parchetul pe margine, l-am mai așteptat, dar l-a fost intenționat. Pentru că știam că vine plintă și nu avea rost și nici puteam să mă apropii foarte bine cu șlefuitorul de la Steinhaus. Iar am auzit că o șlefuire profesională este 800 de lei și 800 de lei, calculele mele cu 800 de lei, eu mi-am luat prima tranșă de materiale. În care am, uite, exemplu, ușa este 560 lei în demand, deci ușa și încă 300 de lei ar veni vreo 10 sași de glet. Că s-a cu deglete 28 de lei. Gletul meseriașului. Mulți mi-au recomandat ceresitul, dar am zis că e prea scump și nu are rost să investesc atât de mult. Pentru că meseriașii știu, gletul meseriașului, dacă îl faci mai fluid un pic, merge și la finisare. Și după cum ați văzut, l-am dat cu trafaletele. Tavanul fals, v-am zis, defectul este că nu l-am montat foarte, foarte ok. Uitați-vă, uitați bine pe la colțuri. Colțurile nu sunt bine aliniate. La fel și tavanul fals a fost prima dată în viața mea în care am montat tavan fals. Plinta, vă arăt, am început să vă arăt defectele, dar pe parcurs să vă arăt. Plinta la fel nu este pusă ok, am rămas puțin spațiu pentru că peretele nefiind foarte, foarte de tutați. Am venit din urmă și am reparat un pic cu glet. Dar uitați, puteți să vă arăt, pot să vă arăt și defecte la, uite, la glet. Pentru că au rămas. Dar le vor remedia pe parcurs. Și am o scăpare, nu sunt meseriaș. La urmă o să pun și poza, că arăta camera. De fapt ați văzut-o, dar o să le pun pe ambele una lângă alta să vedeți evoluția. Eu zic că toți putem face așa ceva, dacă suntem un pic răbdători și facem treaba încet, eu zic că toți suntem capabili să facem manevrele astea și lucrările astea gospodărești. Nu neapărat de meseriași. Dacă avem voință, eu zic că merg făcut. E casa ta, dacă îți place cum iese, nu trebuie să vină nimeni să-ți dea indicații. Bun, cam asta a fost pentru ziua de astăzi. O să revenim în următorul vlog cu rascetatul. Partea aia nu vă mai arăt, pentru că nu are niciun rost. Îmi pare rău că nu am arătat și manevra cu aspiratul și cu spălatul. Dar nu-i mare șmecherie. Aspirăm bine, bine, spălăm, lăsăm să se usuce. Asta nu mai e nevoie să vă arăt. Aia nu o să o mai filmez, pentru că deja v-am arătat partea asta. O să revenim următorul vlog la rascetat. La fel, vă rog cu rascetez. Și după rascetat o să mai avem câteva lucrări. Montatul țevelor. Întâi o să fie varul pe pereți, apoi montez țevele. Și într-un final o să venim cu lacul și apoi după lac o să văd ce mă repet. O să vreau să văd ce culoare iese la parchet, să pot să iau și plintele, pentru că plintele originale le-am aruncat.
nu-mi plăceau. Vreau să-mi iau plinte cu... Să-mi bag cablul la TV, că aici o să vină TV-ul. Să bag cablul la TV, pe sub el să nu se vadă și în sus o să... Asta sus o să punem... Da, să călcăm un pic. Dar unde n-ai băiat, era în balcon. A, nu-i în balcon. O să punem asta pentru cablu. Știu că peretele va fi gri, dar o vopsim și pe aia gri și nu se vadă. Cam atât. Sper că a fost constructiv încă o dată. Și până la următorul vlog, dați un like, subscribe și să auzim numai de bine. Vă salut!